genul programului Talk Show. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ne reîntâlnim la o nouă ediție a emisiunii Drept la Țintă. Invitata mea din această seară este doamna Rozaria Tirt. Bună seara, doamnă, din satul Chitit, comuna Boșorod. Da. Bine ați venit la noi și vă mulțumim că aveți încredere în noi și în emisiunea noastră și mai ales în postul nostru de televiziune. Dumneavoastră aveți o problemă de cam mulți ani. Da. O să vă rog pe dumneavoastră să-mi povestiți exact ce se întâmplă acolo în satul dumneavoastră, unde locuiți. Cam din 2013, din vara iulie, cam așa, s-a construit acolo un bar și alimentară. Deci lângă proprietatea dumneavoastră. La 7 metri de proprietatea noastră. Geamurile mele erau în fața la barul acela, toaleta, s-a pus la cam 7 metri de casa mea, unde dacă aerisem dormitorul sau camera, venea miros de urină, de toate felurile, și noaptea acolo erau, stăteau până pe la 2 și ceva, și dimineața la 3. Și am avut curajul într-o seară ca să sun la 112 să chem că era trecut programul, cu toate că noi n-am semnat niciun tabel pentru când s-a deschis acesta bar și alimentară, nici nu știu ce. Deci acolo este un punct alimentar, da, un magazin, da, cu alimente și bar. Un bar cu terasă, bănuiesc, nu? Are ceva terasă, e făcut acum, atunci nu era... Se cheamă SC Raul Corban. Nu? Că nu avem, nu spunem numele. Bun, deci problema dumneavoastră este legată de acești vecini, nu? Că de sunt vecini. Clienți păi da, dar ei au deschis barul. Da. Clienții sunt din sat. Sunt și din sat, vin și din ocoliști, trăiesc în jur, se adună noaptea, că acolo se putea chefuia. Este și muzică? Dădeau și la muzică. Chiar n-am văzut, dar se spunea că a fost și unul din polițai cu torogota și o cântașorbă, dar eu n-am văzut și ce n-am văzut, nu pot să spun, dar ce îmi spuneau când întrebam câte unul, ce e atâta gălăgie, ce e muzică, ce se întâmplă aici? Între dumneavoastră și... Nu pot să-i spun restaurant. Barul respectiv. Mai sunt și alte case sau sunteți dumneavoastră și noi barul? Suntem cei mai apropiați. Și deci nu mai e nicio proprietate. Ba da, mai sunt. Este o proprietate, un vecin. Deci între barul respectiv și dumneavoastră mai sunt case? Asta vă întreb. În jos sunt. Nu în jos. Numai eu sunt față în față aici, casa mea. Aici asfaltul și acolo e barul. Ah, deci dumneavoastră sunteți vis-a-vis. Da, vis-a-vis, da. Am înțeles. Că n-am înțeles. Păi și atunci cum? Au toaleta pusă vis-a-vis? În fața mea a fost pusă și dat autorizație de fostul domnul Grecu. Cum? Au pus toaleta pe partea cealaltă de drum? Da, pe partea cealaltă și ușa se deschidea la mine, la fața, la geam. Păi și primăria? Primăria am sesizat Direcția de Sănătate Publică. Prima dată m-a spus că corespunde barul, am înțeles că corespunde igienic, dar nu s-o lega la toaletă. Pe urmă, fata mea mi-a spus niște articole. Ce fel de toaletă era, ecologică? Nu ecologică, e făcută așa, cu... Păi nu cum, știu că n-am văzut-o. În stradă au făcut-o? Nu, înăuntru, în casa lor făcut-o. Ecologică, da, cu apă, cu tăche, dar cu ușa la deschidere la mine. Să vedea și... Stați că nu înțeleg cum în casa lor. Casa, am înțeles că este peste drum de dumneavoastră. Și lângă ea, în capătul ei, era toaleta. Păi și dumneavoastră sunteți peste drum. Cum? Paralel cu mine. Paralel. Așa. Aici e casa mea, aici e drumul și aici era casa ei și în capătul ăsta era toaleta. Ah, păi da, nu era chiar lângă dumneavoastră când se deschidea ușa toaletei? Nu era, că era și gardul, dar la 5 metri 6 de mine de casa mea, măsurat. Am înțeles. Da. Ați sesizat organele de poliție? Ați făcut o reclamație scrisă? Am făcut zeci de reclamații și vecinii care beau clienți în continuu și au
am înțeles că mai îmi spuneau ei chiar Făniș Viorel, eu chemat, le dă câte o cafea, ce știu, zice, ce le dă și nu or zis nimic, ăla nu aude bine, dar acum o spus că de două ori o să spună că a fost un polițai la el și polițaiul a scris și el nu m-a semnat. De unde poliția? De la Boșorod, când a luat, făcut ancheta la sesizările mele. Și una, Bria Ana, care e de la 200 de metri de parte de barul ăsta, dar frecventează acolo că lor beau acolo, acum nu condam pe nimeni, poate și eu beau, dar ăștia zilnic acolo și aia o declara la 200 de metri că e n-aude gălăgie, că e închis barul, dar eu dovedesc că am avut și camere, am înregistrat și pe telefon, când am sunat la 112 era aproape și 2, era și 12:20 și 12:30, 12:45. Atunci când ați chemat poliția, da. Ce s-a constatat? A venit polițaiul și eu l-am sunat am pe telefon după 12 și ceva și el a venit la 1 și ceva, m-a sunat, am ieșit la poartă și mi-a spus să nu mai deranjez noaptea din lângă copil. Stând noi la poartă, că era ușa de cine? Ieși. Știți cumva numele? Da, Cioză Nicolae. Cum? Cioză Nicolae. Cioază? Cioază Nicolae, da. Este poliția din Boșorod. Da. Să rog tehnicul să-mi faceți legătura cu purtătorul de cuvânt, Nițu, de la poliție. Bun, și? Și în fața mea, că era ușa de ieșeau, cei de ascuns avea două uși, erau și prin fața mea când stăteau noaptea, prin fața mea era aici toaleta, aici erau ușe și pe partea asta ieșeau și zic, uite, au ieșit. Sigur că nu au fost trez. S-au urcat în mașini și au plecat și zic, uite-i, vezi-i. Și s-au făcut că nu-i vede și după 3 zile, adică în 3 a fost asta, prin 8 primesc prin plic amendă. Am primit, dar n-am știut ce implic și a venit postașul noaptea, seara, și zic, eu nu văd bine, l-am refuzat. A doua zi l-am sunat, că el mi-a dat număr. Cum, poșta vine noaptea la dumneavoastră? Da, după 5, a venit după 6. Da, să-mi aducă. La era cam întuneric sau mai târziu, nu rețin că asta e atunci, mai la început. Și l-am sunat, zic, domn, că am făcut hârtie, am aici și la Moisiu, la inspectorat. El a venit și a cercetat. Și am l-am sunat, zic, de ce m-ai trimis plic? Eu sunt, nu sunt vinovată, nici cu nimica. Și zice, ai o amendă. Dar procesul verbal nu l-am văzut nici în zi de astăzi. N-am mai venit să mi-l pună, decât am toate hârtiile, au făcut hârtie acolo că m-au anunțat pe poartă, că nu știu ce, și ori băgat și am și hârtie cum ori depus la poliție în debit cu 7 zile înainte. Și ați fost amendată pentru ce? Da, pentru că am sunat și nu s-o găsit nimica. Dacă am fost eu singură ieșind în fața mea, ceilalți vecini care merg și iau pe datorie... Merg. Alo? Nu, o secundă, vă rog. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Evelina Pasconi de la emisiunea Drept la Țintă. Da, vă rog. Am înțeles că domnul Nițu nu este. Da, e în concediu. Așa. Colega lui Laura Bradu. Da. Doamna Laura, avem o doamnă din satul Chitid, doamna Tirt se numește, care are o problemă vis-a-vis de casa dânsei, este un bar de noapte, da, să zicem așa, și cei care vin să consume acolo o deranjează foarte mult și s-au ajuns deja la... lucruri urâte, au început să îi amenințe. Dânsa a făcut sesizări la poliție, a venit poliția, Cioază Nicolae îl cheamă, v-aș ruga mult să notați, de la poliția din Boșorod, care a fost chemat Cioază Nicolae. Da. Nu știu cum, ce grad are domnul. A venit noaptea și a început să o certe pe doamnă că l-a deranjat din somn și l-a sculat de lângă copil. De rezolvat, nu s-a rezolvat nimic, mai mult de atât i-au trimis și o amendă că s-a deplasat probabil organul de poliție degeaba. Sau de ce? De ce ați primit amenda? Am primit amenda că nu s-a găsit nimic, dar în fața lui ori plecat birta și atunci. Așa, barul respectiv este deschis până la 2-3 noaptea. Da. Degeaba dânsa solicită organele de poliție pentru că am impresia că toți consumă acolo sau eu știu ce fac, sunt prieteni sau
nu știu ce fac dânsii. Reclamația sau audiat și martor sau numai nimic, dumneavoastră? Nimic, nici proces verbal, nici nimic nu mi-o dat, nici nu mi-o cerut buletinul, însă în procesul verbal mi-a greșit codul numeric. Eu sunt născută în, acolo am 100 de ani. În 1990... Nu, asta are, da. Da. Mă rog, asta este o greșeală. Acum, domnul Cioază vi-a luat, a scris... Dânsul a scris, dar nu m-a cerut buletin, nu a luat martor, nu nimic. Martor, bun. Adică are doi acolo. Eu rog foarte mult pe, pe doamna să verifice dacă într-adevăr este o reclamație. O să revenim cu un telefon, poate pe săptămâna viitoare, și atunci ne puteți da mai multe lămuriri. Eu știu că dumneavoastră nu știați despre ce este vorba, dar pe această cale vă informăm și totuși încercați să vorbiți cu domnul Cioază Nicolae de la Poliția din Boșorod. Aveți grijă că nu prea își face treaba cum trebuie dânsul acolo. Mai este încă. Okay, domnul Moisiu. Am să iau legătura cu el și cu colegii de la Biroul Control Intern să văd dacă au avut ceva verificări în lucru cu colegul nostru și vă anunț. Credeți că doamna Tirt este bine să vină și la poliție, la județ să facă o reclamație? Nu știu, oare dacă a depus până acum o aveți reclamație? Da. Atunci a cercetat domnul Moisiu și am și acum pus, uite, o am chiar aici în față. Când? Când ați? În 30, în luna asta și mai am altele depuse. Pe luna asta nu e 30. Luna trecută. Luna trecută. Și că se epuizată de azi noapte. Da. Și mai am altele, am multe, 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 multe. Deci luna trecută ar fi depus doamna o reclamație? Da, da, de 30. Inter. Da, da, da. 30 iunie. Iunie, da. Da, iunie. O secundă, da. Și-a primit deja răspuns? Nu. Încă nu. Ar trebui, dacă în 30 iunie a depus, normal până în 30 iulie ar trebui să primească răspuns. Doamna, dar o să verific să văd în ce stadiu sunt cercetările. Da, da. Însă mai avem mai multe, am de spus. Spuneți. Asta a fost, aia a fost de domnul Moisiu. Și aceasta de acum, între timpul ăsta, de când am depus-o, am fost atacată de trei ori. Am fost atacată cu pietri. Ori plătit unul stăncioi Cătălin, care e bolnav, a fost pe la ZAM, m-a atacat și m-a amenințat. Am sunat la 112, am înregistrările pe telefon, a venit domnul Cioză și nu mai știu nimic. Nu s-a făcut proces verbal, nu nimic. A doua ori da cu pietri după noi. Am martor pe Făiniș Viorel, eram în curte la noi să ne sparg acolo, eram cu soțul la masă. Nu am primit nimic. Atunci a venit un domn, ăsta nu mi-amintesc cum îi zice, de la poliție, dar știu, unul era pădurean din Călan. Nu am primit proces verbal. Ca și acum, în 10, m-a amenințat la ora 20 unul Romoșan Cornel, în noaptea asta am să te omor. Că era muzică și eu eram cu telefonul în mână, dar eu parcă îmi plăcea muzica să înregistrez. Și ce-o să zice, înregistrează că n-ai dovezi, că vecinii nu spun și înregistrează și vii cu ele la noi și atunci am măsurat. Doamna Laura, interesați-vă, vă rog frumos, cine este acest domn Cioază din poliție? Ăsta este angajat pentru ce? Ca să incite sau până la urmă este angajat ca să fie în slujba cetățeanului? Am să verific. Deci vă rog foarte, foarte mult, că am impresia că acolo în comuna asta poliția face legea, nu înțeleg. Subordonații cui sunt? Pentru ce plătim noi taxe și impozite oare? Ca să vină acest domn Cioază să facă legea el acolo cum vrea. Mi-a spus că acum, înainte să ne pronunțăm, ar trebui analizat situația și o să vedem. Bine, bine. Bun, o să, da, o să vă mai căutăm ca să vedem. Mi-a spus să nu mai sunt pe 112. Mulțumesc, la revedere. Mi-a spus să nu mai sunt pe 112, să sun la el, mi-a dat numărul să sun direct la el, că dacă mă iau bine cu el, îmi rezolvă problemele. Dar nu s-au rezolvat până acum cu pietrile în cap. Deci, domnule Cioază, dacă tot te uiți la emisiune, ar trebui să știi că noi toți, chiar și doamna, plătește pentru salariul dumitale. Deci dumneata nu e stat în stat acolo, dumneata faci legea, nu? Dacă femeia sună pentru că o amenință unul și altul, du-te și vezi care este problema, nu încerca să o intimidezi și dumneata. Da, exact așa, intimidarea mi s-a încercat.
până o sări clienții pe mine să mă bată a treia oră. Păi probabil ce așteptăm? Să vină să o bată sau să vină să o omoare și atunci, atunci vine și poliția, nu? Și o să spună acum asta este, a avut ghinion femeia, că stă cu casa exact lângă crâșmă. De doar, nu mai dorm de o săptămână că mă amenință că mă omoară, să mă trezesc cu pietre, vin pe stradă. Nu pot să păi ies. Ce poliția lui Dumnezeu e asta? În ce țară trăim? Am stat pe o bancă acolo, am filmat tot și aia m-a rupt-o de vreo 4 ore, am chemat polițaiul, nimeni nu ia măsuri. Nimeni odată, nimeni. Am fost, a venit odată și un polițai comunitar, Nanciu, nu știu ce a făcut și ăla. Pe urmă a venit altul, că nu mai am emoții, cum îi mai cheamă și pe ăștia căstrii și la, la primărie. N-am primit nicio hârtie, că uitat, am dovada și medicală, că am ajuns în stare cu hipertensivă și cu tensiune și cred că sticla mi în picior, că sunt la călchică spansată. Hop, 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 hop. Uitați-vă aici, că pot să mă arăt, uitați-vă, spansată și cred că sticla mi acolo. Da. Dar ce sticlă aveți acolo? Păi cum a venit când s-o spart geamul. Deci dumneavoastră într-o seară, probabil, sau ziua, când ați fost la spital? Noaptea, la 2:20, da, după ce mi-o spart geamul, am intrat în panică și mă umblau pe acolo că mă omoară și am sunat, a venit Ștefan Cărlin de la poliția Bojorod, nu intra să filmeze, nu nimic, zice să vii să pui plângere, să vii să pui plângere către mine. Au zis, dar dumneavoastră înainte de a se deschide acolo punct alimentar și bufet sau bar, da, sau cum îi spune, da. Cum v-ați înțeles cu vecinii, cu oamenii respectivi? N-am avut nicio treabă, eram fete mele prietene, eram bine, am moșit copilul ei, ziua mea de pensionare, e asta, văzătoarea, a fost moșită de mine, că am fost moașă la spital 40 de ani. Și n-a venit nimeni de la primărie să vă ceară acordul? Nu. Păi dar s-a pus acolo o crâșmă care noaptea poate n-a să vă... N-a venit nimeni, n-a semnat niciun tabel. Și nimeni din sat, nici ceilalți vecini? Am întrebat pe vecinul ăla, pe Făiniș Viorel, mă, tu ai semnat? N-am semnat. Am întrebat alții, n-am semnat. Nu știu cum s-o dat. Aș vrea să verifice tabelul ăla care e acolo. Cine l-a semnat, cum s-o... Că trebuia să întrebe cineva ceva, că am auzit de la... Am stat cu altă doamnă vecină cu birtul, dar n-am avut probleme. Cu Ancea Mariana. A mai fost acolo? A fost un birt acolo, măi, încolo, tot aproape de mine, dar n-am avut niciodată probleme cu fata, poate fi întrebată. N-am avut probleme cu ea, cu birtul, nici dar cu acolo gălăgea. Este afișat cumva un program de funcționare? Să zice, eu tot întrebând, mi-a dat și primarul. N-ați văzut pe ușă, n-am văzut, nu? Eu scrie? N-am intrat acolo. Eu n-am intrat acolo. Că dacă intru, mă bat clienții lor, că ce că intru să-i speculesc, ei beau și beau și pleacă beți cu mașinile. E acolo mașini că mai... Cum, pleacă? Da, da, la volan, da, 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 și aia ei vin și pleacă să urcă băuți. Dar câte accidente n-au fost în Boșorod? Mortale de la băutură și copilul ăla cu tractorul. Păi poliția, ce face poliția? No. Poliția, oare ce face alea poliția? Să văd că au fost anchete, accidente au fost multe acolo mortale, că beau și pleacă beți cu mașinile. Da, și s-o omoară toate între ele. Unul, Crintoaie, Coco, Cosmin, a avut accident cu motocicleta pe drumul Colișului, tot atunci mai încolo, și s-o omoară totul. Și vine aici cu mașina BT, să urcă beat la volan și pleacă. Că dacă stă deci acolo, stau domnișoara de la Z... Poliția în zona respectivă doarme sau ce face? Nu, nu, nu sau vine. Sunt într-un continuu concediu? Păi acum când am spus că m-a amenințat la Romoșan Corniel că mă omoară la noapte, te omor, am chemat pe... am sunat la Călan la poliție, am sunat la Boșorod, nu m-a răspuns, am sunat la Călan, era domnul Bruzan și l-a trimis pe Ștefănescu Călin. Da. Și a venit, s-a dus că noi ședeam pe bancă acolo, unii neri sunt și noi la aer, că e o țoră zonă verde. Și s-a dus și s-a luat după cap cu ăla și încă cu unul, s-a dus acolo în spate, ce-or vorbit, ori vorbit, totuși în continuare ori început să țipe și să mă hoiduie. Și a zis, veniți și îmi puneți reclamație. Ce să mai pun reclamație? Că noaptea a venit și m-a spart geamul. A venit să ne omoare noaptea. Să ne omoare. Noaptea. Noaptea s-a întâmplat la ora 1 și ceva după ce se terminase meciul.
Ei au stat acolo la mezi, berau, țipau și au venit, au dat cu piatra aia, o piatră mare acolo, poliția, astăzi, că suna fata mea din Italia la șeful, să-i dea Dumnezeu șeful de aici, de la poliție, nu știu cum îl cheamă, o suna și am sunat și eu ieri dimineață plângând și domnul acesta ce lăsați, doamnă, că acum ia o măsură și după ce a intervenit domnul de aici, de la Deva, atunci au venit acolo, cu alte chestii, că să mă duc la poliție la ei, să dau declarația acolo, că nu știu ce, și pe urmă, astăzi veniră și măsurară și luară pietrele și făcu procesul verbal, dar procesul nu mi-l dacă. Și înainte, în șapte, tot luna asta, ori fost ăia doi, cu Pădurean și cu nu știu, cum îl cheamă, ori venit iară, că atunci ori da cu pietri. Nu ne-au luat nicio declarație, nici buletine, nici nimic. Și am înțeles că asta nu vreau să mint, eu numai spun ce am înțeles de la, că mai sunt oameni care ne spun că ar fi scris că ne-am bătut noi și nu știu să se verifice ce a scris atunci în șapte, a șaptea. Acum înțeleg, problema mare e barul. Da, da. Nu? Că da, de acolo da, pornește, dar poliția da, dacă i-am chemat, e și mai mare problema. Eu scoatem acum de pe telefon că se vede cum i-am sunat la 112, că prima dată ceau că să nu sun, că să-i sun pe ei, că vin ei. Că dacă se înregistrează, zice, chiar așa mi-o zice, ce oază, asta stă 15 ani și vrei să-mi faci... Dar ce oază, domnul ăsta, ce oază, cine este în poliția, ce este dânsul acolo? Agent acolo, a fost ajutorul, nu știu care e șef, nici nu știu care e șef acolo. Uh-huh. Da. Probabil și... dânsul răspunde de satul Chitit. Da, da, da. Domnul Cioază, da. Domnul Cioază... Și dar nu... faceți poliția de râs. Domnul Zaharia, poate vă uitați la emisiunea noastră. Uitați-vă puțin și către Călan. Mai trimiteți către controle Boșorod, și acolo. Boșorod, Călan. Pentru că uitați ce fac agenții de poliție. Își fac legea lor pe banii noștri. Nu mi se pare normal. M-a scos pe mine nebună și în tot felul. Încă l-a influențat și pe soțul să sară pe mine. A fost și patru. Mult i-am pățit, mă mir că mai sunt așa și o vă arăt actele medicale. Bun, în afara faptului că dumneavoastră într-o noapte vi s-a făcut rău, da, din cauza discuțiilor, a scandalului provocat de acei de piatra, oameni care da, beau da, acolo până la oră târzie, fără a fi afișat un orar da, de funcționare, la ora 2-3 noaptea, acolo e discotecă. Dar cum veneam acasă, dacă veneam de la niște prieteni de undeva acasă seara, după 12, huiduiau, scuipau, vă omorâm, aruncau după noi și cu bere, cu pietri, vă luăm gâtul, Doamne, să mă vede și pe camerele alea, că am 4 casete înregistrate. Păi dumneavoastră v-ați montat în urma... Am montat și camere de vederi și domnul ăla... Ați montat camere de supraveghere, da, să înțeleg. Da, truță ăla care mi le-a pus. Prima dată am spus, uite, pentru ce vreau, mi le-a pus. Bine, pe urmă, în început, purii să nu mai văd nimic, nu să mai vedea nimic. Și zicea, înregistrarea aceea că numai 3 zile ține. Nu, și... nu, 30 de zile ține. Nu, și zicea că să-l chem pe el să mi le salveze. El a pus, zic, cum să-i chem tot timpul? Zic, trebuie să-ți plătesc benzina, nu că nu-mi trebuie plătită. Zic, dar cum? Dar zic, învață-mă să le să salvez eu. La cameră era și limba română, m-a pus limba engleză ca să nu știu ce e acolo, să pot să mi le salvez eu. Și 2 luni de zile nu m-a înregistrat nimica. Și acum ce am prins atunci după ce am spus, domnule, eu nu vreau să-ți fac rău. Nu m-a dat nici chitanță, nici nimic și pe urmă i-am spus, vină să le iei. Și a venit și le-a luat și mi-a dat banii înapoi, am procesul verbal, că m-a dat și m-a oprit, nu știu, 300 de lei pentru manopera ce-a făcut-o. Am înțeles. Bun, haideți să vedem, da, o scurtă pauză și revenim imediat. Spuneți-mi, doamna Rozalia, ce aveți aici? Ați văd ceva către Inspectoratul de Poliție Județean. După ce ne-au tocat unul nebun și ne bate și ce că ne omoară, mă omoară. Așa, deci v-a și amenințat, da? Da, 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 da. Și aici aveți... Și aia vânzătoarea Tibescu Florina, da, îl îndemna. Nu, o secundă, că aș vrea să vorbesc cu domnul Ioan Grecu, fostul primar din Boșorod. Să vedem dacă ne și răspunde dânsul. Nu cred că mai răspunde acum.
Da. Acum mai încercați din când în când, dar aș vrea totuși și pe actualul primar, Cacuci Timberiu. Vă rog mult. Da. Și aici către cine ați făcut? Aia am pus-o numai ca să arăt că așa se tagivergează și problema mea cu poliția, că scrie acolo undeva, nu reclam pe nimeni, dar scrie acolo undeva că ori atacat reclamanți, uitați că am subliniat. E în loc să ia măsuri, ori atacat ca să am o dovadă că martori vecini nu merg, că ăștia iau fără bani, beau acolo tot timpul și nu merge nimeni, nimeni n-aude nimeni nimic. Eu cumpăra pe toți dacă au ajuns și oamenii care stau cu mine de vorbă să zică aia vânzătoarea Gianina, de ce stai cu ea de vorbă? Și am fost moșa comunii și la Călan am lucrat 40 de ani și să zică de ce stă cu mine de vorbă și dacă mai stați cu ea de vorbă să nu mai veniți aici la mine la magazin. Puteți dumneavoastră merge și vă faceți cumpărăturile de acolo? Nu, este altul magazin și da, acolo. Dar de ce? Păi, cum să merg dacă suntem în conflictul ăsta de la toaletă, o plecat atunci și de la astea? Al cui este? Aveți cumva un număr să-l dăm la tehnic al proprietarului acestui magazin și bar? Nu i-am numărul ei. Nu aveți numărul de telefon? Da, probabil o să... Adresa de la bar o am, dar numărul nu l-am. Da, da, o să mergem noi săptămâna viitoare până acolo, să ne deplasăm, să vedem exact la fața locului ce se întâmplă. Vă rog, primarul. Da. Spuneți-mi, vă este teamă pentru siguranța dumneavoastră de astăzi, de mâine încolo, mai ales o să fie o emisiune, o să vadă că ați venit la noi, ați apelat la ajutorul nostru. De pe zi, pe zi s-a amenințată că mă omoră. Nu mai am dar cine treabă. Sunt? Săteni? Consătenii dumneavoastră? Sau ăștia din care strigă grupurile astea. Am scris grupurile astea, pot să vă spun, dar nu pot să afirm că n-am fost lângă ei, ce aud de la alții când spune. Care sunt. Deci nu vi se adresează direct dumneavoastră. Ba direct mie se adresează și strigă. Sau urlă, țipă și noaptea. Nu strigă, mă strigă, că bătrână, ia-i, mă strigă, te omorâm, o să din noi te omorâm, îți dăm foc la casă. Aveți înregistrări? Am înregistrări pe ăsta, am chiar într-o noapte, din două nopți ne-au arătat fundul. Fundul, ori dat pantalonii jos și ne-au, ia știu cine-s. Că ne-a spus ăia la alt și toată lumea vorbește dacă faceți o investigație ca să nu știe cine sunt ce spun oamenii că i-a arătat fundul la Rozalea și numai să ziceți că Rozalea era că atunci ei încep să zică că dacă ziceți că eu sunt bună, nu zice nimeni, dar așa spun. Dar la oameni e și frică să spună de grupul ăsta, că îi atacă, toți sunt amenințați. Sunt tineri? Da, sunt tineri și mai în vârstă și că unul a venit la noi de ziua mea și omul cu o ciocolată și mi-a spus altcineva, eu n-am fost acolo, ce să vezi ce a făcut cu el, a zis că e trădător, zice vânzătoarea. Eu spun din ceea ce aud că nu, dar pot să dau persoana respectivă și martor pot să dau, dar dacă s-ar păstra nominatul ca să nu știe de ei că îi atacă pe ăștia și la toată lumea le frică. E un grup de ăsta, este unul care are tiruri de umblă prin cu el Crintoaie Cosmin și ăla e mare acolo la barul ăla și care bani și toate și ăsta Cătălin Romoșaneară și că și ăsta îi pleca prin Anglia, au plecat de acasă. Tatăl soi măcelarul la toată lumea mea reface la anunț și de alea, dar n-are, nu știu dacă are autorizație, nu pot să zic, nu știu, dar nu știu asta, dar mea reface la anunț mâncărurile, păi cine să țină cu dreptatea. Trebuie să țin cu ei, cu grupul lor și lor le place să distreze până noaptea. Și cine mai îmi spune că zice haideți că asta acum sună iar la poliție și noi ne-am distrat, dar nu putem din cauza ei. Și atunci în stare de ebrietate mă atacă pe mine. Spuneți-mi, acest bar este cumva la marginea satului sau este nu chiar... Nu e mai ascuns. E mai ascuns. Chiar e casa lui alta acolo în față care Beldeanu Marinela că și am mai spart de două ori geamurile și nu au luat poliția nici atunci măsuri și eu bănuiesc acum că ori plătit-o ca cambe și acum e odat. Că ei m-au mai urlat de 3 ani de zile, tot ori urlat, mă amenințau, dar nu chiar m-au spart geamurile. Sau cu pietre ori mai dat și cu apă și din alea. Cineva mi-a zis că și ea dă de pe balcon patroana.
Nu zic, n-am văzut-o, dar veneau chiar de acolo, că dacă o să veniți, vedeți, chiar la noi aici, în curte și în față, are ea acolo geamul și ziceau că de acolo, că noi ne ieșeam afară și ne uitam de unde vin petrele. Și nu vedeam pe nimeni. Așa că tot de acolo, de la ea din curte, se vedeau. Dumneavoastră ați fost așa o fire mai certăreață? Mai așa, ca să vă spun, da, eu dacă cineva m-a atacat, n-am putut să tac, i-am reproșat în spate. V-ați certat da. Des cu vecinii? Că poate și de acolo, știți, dacă v-ați certat cu vecinii, atunci acum... Nu, cu vecinii. Asta una, Beldeanu, m-a făcut o problemă, m-a bătut în casă cu bărbatul. Nu vreau să audă pe televizor. Da. Am găsit în casă și m-am bătut. Nu, asta. Și plus aia la altă, Briana, nu m-am certat cu ea, dar nu vreau să mai vorbesc cu ea și e ciudă că e ce nu vorbesc. Că asta era așa ca ProTV-ul, merea de colo-colo și vorbea. Restul alții vecini n-am. E sora mea din colo, care noi am avut procese pentru avere și nu vorbim. Aia, ea e acolo, copilul ei din colo, mai încolo, ăștia-s vecinii mei. Și... Da, o secundă, da. Alo? Da. Alo, bună ziua, domnul primar, Evelina Pasconi, de la emisiunea Drept la Țintă. O am invitată pe doamna Rosalia Tirt din satul Chitid, care are o problemă, zic eu, foarte importantă. Vis-a-vis de dânsa se află un bar care nu prea respectă orarul, programul de funcționare. Eu zic că respectă. Deci dumneavoastră spuneți că respectă. Adică ce înseamnă respectă? La ce oră se închide barul? Seara. La ora 24. La ora 24. Păi doamna, îmi spune că și la ora 2-3 noaptea acolo se bea, se urinează pe case, au autorizație de funcționare cu acordul vecinilor acești proprietari ai barului? Nu știu, că eu sunt primar nou și nu. Păi domnul primar, stați un pic, sunteți primar nou de când? A doua zi ați fost nou. Astăzi a trecut aproape o lună, da? Cum sunteți primar nou? Dumneavoastră știți că în satul respectiv femeia asta nu mai poate să stea în casă că îi se sparg geamurile? Dumneavoastră ați fost viceprimar. Nu pot să cred că sunteți primar nou, ați coborât de undeva de sus și așteptați ce? Să treacă un an? Sau să o găsim pe femeia asta moartă? Spuneți-mi, vecinii și-au dat acordul. E un caz, dumneavoastră știați de această problemă, nu? E o părere unilaterală, doamnă. Auziți, domnul primar, dumneavoastră sunteți primar plătit din bani publici. Doamna Tirt vă plătește, da? Prin impozite și taxe. Își respectă promisiunea față de dumneavoastră, da? Luați un salariu și pe spatele dânsei. Deci răspundeți-mi la o întrebare. Aveți autorizație de funcționare semnată de toți vecinii? Verific, nu pot să vă zic în telefon. Cum adică să verificați? Păi, dar să nu să verific autorizația. Deci să vă spun, nici nu sunt la primărie, sunt instituția primăriei acum. Păi, nu. Important a fost doar să câștigați alegerile, că pe urmă aveți timp să vă mai și uitați prin acte, da? Bun, o să revenim săptămâna viitoare. La primărie. Da, nu sunteți. Dumneavoastră, ce program aveți ca primar? Pot să spun și eu. Da, spuneți, doamnă. Pot să-i spun la domnul primar că am pe telefon înregistrările când a venit poliția acolo după ora 12. Și să nu mă facă mincinoasă că mă supăr. Și am filmările și am tot. Eu nu mint aici. Atât pot să-i spun. Vi le-am arătat și dumneavoastră, că eu n-am vorbit nimic de dumneavoastră acum aici. Știe domnișoara că a spus că sunteți nou. Și nu mă faceți mincinoasă. Dar nu a spus că se închide barul. Păi ia un Dumnezeu, că am fost și la slujbe. Acum nu spunem noi să se închidă barul respectiv. Păi s-a închis aseară, da. Aseară s-a închis personal la ora 12 și era barul închis cu lumine stând. Aseară, da, după ce mă spar geamul și era să mă omoare în casă și mă amenință că mă omoară. Acum da, de două zile se închide. Da, așa. Păi da, noi vorbim din trecut, că știți că și dumneavoastră a fost când ați închis ușa cu toaleta și cu ea de la direcția sanitară. Da, și s-a rezolvat. Da, și mi-a zis că să dau un scris, că eu până acum nu vorbi nimic, să dau un scris că nu mai fac reclamații niciunde. Să mă stopesc, a venit ăia de la Sanipid la mine la poartă și v-am închis ușa, n-am ieșit să văd după ce o schimbat ușa. Adică un fel de a pune pumnul în gură. Da, de a-mi pune pumnul în gură, așa mi-a fost. Ce faceți, domnul primar?
Proaspăt ales? Ce eu faceți? Nu am vorbit până acum nimic de dânsul, dar dacă dânsul mă face mincinoasă, că mint că se închide barul, pe atunci încep să spun totul. Doamnă, dacă eu am fost aseară personal la ora 12... Păi nu mă interesează de aseară, domnul primar. Mă interesează de alealte sări. De când am venit la dumneavoastră și v-am spus frumos. Da, a fost și polițistul local. Și ce-a făcut polițistul local? M-a lăsat un proces. Ce-a făcut când a vrut să mă bată ăla lui Felzer? Ce-a făcut? Aveți că am venit la dumneavoastră a doua zi și mi-a spus că nu știți nimic când a fost Nanciu. Păi, acum, haideți să sperăm că domnul primar, într-o bună zi, nu va mai fi primar nou ales, da? Și își va face treaba așa cum trebuie. O să trecem noi săptămâna viitoare pe la dumneavoastră să-mi arătați și mie documentul prin care... Vă rog frumos, lăsați-mă să vorbesc. Prin care vecinii și-au dat acordul de funcționare acestui bar. Bine? Eu încă deci vreau să văd alt pe negru. Cum? L-am ales pe domnul primar. Păi dumneavoastră l-ați ales bine acum. Se vede că atât contează la primar până îl pui în funcție. Când l-ai pus în funcție e nou. Până la sfârșitul anului e tot nou ales și nu are timp. După aia e... Hai să meargă, să treacă timpul, că peste 4 ani tot eu vin. Așa cred unii. Vă caut eu săptămâna viitoare, domnul primar. Vă rog foarte mult să căutați acea hârtie prin care mi-arătați dacă vecinii au semnat sau nu. Vă invit la Bojoroș și vă rog frumos să discutăm o să vin. Bine. De poziții egale. Nu bun. Așa, păi dar pe ce poziții? Egale nu putem fi. Dom'le, eu nu sunt primar. Deci nu avem cum să fim pe poziții egale. Eu nu sunt primăriță, în primul rând. Spune că eu sunt la roadă, că eu vorbesc păi cum adică sunteți? Uitați-vă în roadă cum e. Doamna va vota pe dumneavoastră. Așa în roadă. L-am considerat om bun și nu-l consider rău. Eu nu spun că-i dânsul vina că pleacă de la primarul vechi. Păi nu contează, doamna, a fost viceprimar. Dânsul a fost viceprimar, da? A știu ce se întâmplă, că nu sunteți primarul capitalei, mă ierte Dumnezeu, da? Bun, bun, la revedere, mulțumesc mult. La revedere. Da, deci nu se poate așa ceva. Sunt primar nou după o lună, tot nou sunt. Am înțeles că după 22 au fost investiți în funcție, dar a fost viceprimar, nu? Dânsul știa, dumneavoastră de câți ani vă războiți cu oamenii aceștia? Din 2013. Din 2013, nu? Deci dânsul știa, nu că mă duc noaptea la 12, am fost azi noapte și barul era închis, nu? Păi, acum de două zile îl închide, de când vede că acționa fetele și ori sunat la domnul de la poliție ăsta, să-i dea Dumnezeu care e acum, nu știu cine, domnul acest... Zaharia. No, dânsul acum a luat măsuri și dânsul acum, ca altfel, așa că a vrut să mușumalizeze treaba. Dacă vine polițaiul Ștefănescu Călin acolo și nu măsoară, vede piatra, ce cât vine dimineață și fă sesizare. Bine că n-a spus, veniți tot satul și puneți mâna pe piatră. E, veni și omorâți-o, că cam aia. Sau omorâți-o, că pe urmă venim și noi. Da. Și să spune că să mai tac, să-i las în pace, să zbere noaptea. Dar eu i-aș lăsa, domnișoară scumpă, dar sunt bolnavă. Vă aduc hârtie de la medici specialiști, eu dacă pot să paralizez, să fac accident vascular. Dacă eu luam medicamentele la ora 10 și ațăpeam un pic la 12, după 12, bur, mașini, zbere, te făcute toate și atât și am să rugat. Nu uităm, domnul Zaharia, poate vă uitați la noi, să nu uităm că acolo se conduce sub influența alcoolului. Da. Mă ierte Dumnezeu, au nu? Au fost multe și accidente după alcool, sunt registrate doar și copilul... O fi sat. Da, nu e la păi marginea... Păi ideea vin acolo, din toate părțile, că e mai ascuns și că eu... Ideea e o treabă cu mine. Auziți, da, am înțeles, dumneavoastră sunteți mai bătăioasă, așa, vă luați în gură cu ei, da, aveți mai mult nu curaj. Nu cu ei, nu mă iau în gură, eu sau cu ei, am înregistrările și nu, eu nu m-am luat... Singur o dată am ripostat și eu. Da, singur păi odată sunt nervii și... Da, când m-a arătat să... fundul, vă dau înregistrare, atunci am ripostat și eu că n-am mai putut. Le-am zis ce mi-au zis. Așa, da. Ați răspuns și dumneavoastră, da. Ați atacat, ați răspuns atacului, da. Dar soțul dumneavoastră? Și soțul meu e frică. Pe cuvânt e frică la soțul meu. Acum e frică că dau mai el. Nu știu, e mai timid, asta e forma lui. Că dacă îl chema și îl întrebat, spune și el adevărul, spune ce îi. Ca cu ultima dată a intrat el. Când i-au arătat fundurile și încă s-o luat după ei și o zis, mereți la mama voastră și arătați fundurile și atunci au dispărut. Deci un lucru foarte, foarte urât, foarte urât. Dar, de fapt, omul care bea, probabil, nici nu mai judecă și nu mai știe ce face. Domnișoară, nu vă supărați că vă întreb.
nu știu cum vă cheamă, nu mai rețin. Evelina Pasconi. Domnișoara Evelina Pasconi. E voie să le dea să se îmbeche acolo la... Eu am lucrat și pe Sanipit când am lucrat. Da. Aveam din, de control așa, de la primărie, la Calandie mergeam. Zice că nu-i voie să-i dai la client până să-l îmbeți. Acum, ce poți să-i faci? De-aia-i bar să beie, nu poți să-i spui. Acum eu atunci așa știam, era pe timpul lui Ceaușescu, vă spun. No, bun. No, acum bea. Ce să-i faci? Că de-aia merg acolo să beie, să se îmbete și să... Și să unii dintre oameni. Ei, că nu, da, nu putem să-i băgăm pe toți în aceeași joală. Asta e un grup, vă spun. Deci e un grup organizat care trebuie spart. Da, de exemplu, am pe unul vecinul Lazar Dosa, vine acolo, servește, omenește, nu bea omul, dar bea și el un suc, o cafea, unul Nicolae Stoicoi, iar așa, nu... Sunt oameni ca lumea, care mai... Ies oamenii acolo. Oricum, este un subiect pe care nu îl putem închide așa de ușor. O să revenim și săptămâna viitoare. O să mergem să vedem la fața locului exact ce se întâmplă, să mergem și la domnul primar, să vedem dacă totuși are ceva semnat cu acordul vecinilor, nu? O să veniți și dumneavoastră, să mergem și la proprietarii barului, să vedem dânsii ce au de spus. Și ne întâlnim săptămâna viitoare. La revedere! Mulțumim frumos!